Legea 169/2017, care prevede scăderea a 6 zile din fiecare lună de pedeapsă petrecută de deținuți în condiții necorespunzătoare, trebuie să se aplice începând de astăzi. Condiții necorespunzătoare sunt considerate cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 metri pătrați per deținut, lipsa accesului la activități în aer liber, la lumină naturală și temperatura adecvată în celulă. În aceeași categorie intră și lipsa posibilității de a folosi toaleta în privat, dar și existența infiltrațiilor igrasiei și mucegaiului în pereții celulelor. Legea se aplică de astăzi, dar cei de la penitenciarul Baia Mare nu știu încă exact câți deținuți vor beneficia de pe urma ei în perioada imediat următoare. Pot să vă spun că la acest moment se calculează pentru fiecare persoană privată de libertate. Situația fiecărei persoane este analizată cu privire la zilele care pot fi considerate executate ca o măsură compensatorie pentru cazarea în condiții necorespunzătoare. Datele exacte vi le putem furniza abia mâine. La momentul acesta avem 380 de persoane custodiate în regim deschis și semideschis, iar capacitatea penitenciarului Baia Mare calculată la 6 metri cub per deținut este de 501 locuri. La acest moment știm de o persoană care a beneficiat de despăgubiri printr-o hotărâre CEDO. O singură persoană din totalul deținuților pe care îi avem în custodie. Este vorba despre fostul ministru Remeș? Nu. Reprezentantul penitenciarului spune că Remeș nu este vizat de lege deoarece nu se mai află în detenție. Rămâne de văzut ce va arăta statistica de mâine a celor de la Satul Nou de Sus.